Banca Transilvania a avut o creștere exponențială în ultima perioadă, chiar dacă este cea mai mare bancă din România. Și atunci, în ultima vreme am primit foarte multe întrebări de la cursanți de genul: Cristi, să cumpăr astăzi Banca Transilvania sau să aștept o corecție? Ei bine, care este realitatea? Ce ar trebui să faci? Ar trebui să cumperi astăzi, chiar dacă este la un maxim istoric, sau ar trebui să aștepți o corecție și să cumperi la prețuri mai mici? Te salut, Cristian Târboiu, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare. Și astăzi aș vrea să discutăm despre Banca Transilvania și despre motivul care ne-ar determina să mai investim astăzi în această companie. Dacă ne uităm la Banca Transilvania astăzi, pe bursa de valori locală se tranzacționează în jurul prețului de 31 de lei. Este un preț mare, este un preț mic, vom vedea imediat. Dacă ne uităm și pe graficul din ultima perioadă, observăm că astăzi banca este la un maxim istoric. Și dacă facem aici o analiză tehnică, avem un felul următor. Avem un trend mare. Prețul pe acțiune astăzi este destul de departe de acest trend. Și bineînțeles avem niște zone de lichiditate importante. Și haideți să luăm două scenarii care sunt importante din punctul meu de vedere. Și anume, primul scenariu spune în felul următor. Ar fi interesat de cumpărat din punct de vedere tehnic această companie dacă prețul ar reveni în această zonă de lichiditate, și de aici ar respinge din apropierea trendului. Adică prețul pe acțiune ar trebui să se corecteze astăzi de la 31,5 lei până pe la 22 de lei pe acțiune și din această zonă să înceapă să crească. Va începe în următoarea perioadă o corecție? Păi dacă ne uităm la divergențele din piață, observăm în felul următor că avem maxime în creștere pe prețul pe acțiune, dar avem maxime în creștere și când vine vorba de mediile mobile. Adică în momentul de față nu există o divergență în piață. Adică prețul este în creștere, dar și volumele din piață sunt în creștere. Asta înseamnă că piața se mișcă în condiții normale. În momentul de față nu există semn că va începe o corecție. În momentul de față eu nu observ un astfel de semn. Și atunci, scenariul numărul 1 este plauzibil 100%? Nu, sub nicio formă. Adică are șanse foarte, foarte mici să se întâmple. Dacă acest scenariu are șanse foarte mici să se întâmple, înseamnă că ar trebui să luăm în calcul un scenariu 2. Un scenariu 2 care ar avea mai multe șanse să se întâmple. Și anume să luăm în calcul acest trend. Un trend accelerat de creștere. Și aș vrea să facem un zoom doar pe acest trend. Să facem un zoom să vedem ce ar putea să se întâmple aici. Pe avem trendul accelerat de creștere. Și avem și o zonă de lichiditate importantă aici, undeva pe la 30 de lei pe acțiune. Adică, chiar dacă astăzi prețul este la 31,5, așteptarea realistă este ca prețul să se întoarcă în această zonă de lichiditate și în apropierea trendului, și de aici să înceapă să crească. În cazul în care nu se va întâmpla ca din această zonă de lichiditate prețul să înceapă să crească și prețul va sparge acest trend, de-abia în acest moment am putea să luăm în calcul ca prețul să se corecteze până la prețul de 22 de lei, unde avem următoarea zonă importantă și unde avem trendul cel mare. Da? Deci va începe o corecție doar dacă se va sparge trendul acesta. Dacă nu se va sparge trendul acesta, nu vom avea parte de o corecție. Cel puțin nu în următoarea perioadă. Și atunci, Haideți să facem și o analiză fundamentală pe această companie, o analiză fundamentală preluată de la o companie de profil din piață și o să fac și eu una proprie, astfel încât să avem două analize și să le putem compara. Ei bine, în data de 17 mai 2024, compania Wood Company a făcut o analiză pe Banca Transilvanie și a dat un verdict de bai. Prețul pe acțiune la momentul în care s-a dat acest verdict de bai era de 30 de lei pe acțiune. Doar că, dacă ne uităm aici în partea stângă, prețul țintă pentru 2024, dat de această companie, de Wood Company, este de 26 de lei. Asta înseamnă că ai avea un randament negativ de 11% dacă ai cumpăra la 30 de lei. E bine, păi și atunci, doamna companie Wood Company. Cum, cum te-ai gândit tu să dai un verdict de bai dacă anticipezi că un investitor ar pierde 11% din această companie? Adică pentru mine nu este nicio logică în acest verdict de bai. Tocmai din această cauză am ales să fac și o analiză proprie. Și în tabelul meu, unde îmi fac eu toate analizele pentru companiile, atât din România cât și din străinătate, am și eu Banca Transilvania. În cazul în care tu nu ai un astfel de tabel. Îți recomand cu mare căldură să-ți faci un astfel de tabel în care să-ți pui analizele pentru companiile în care vrei să investești. Îți va aduce o claritate extraordinar de mare. Pentru mine, Banca Transilvania, astăzi, are un nivel de încredere de 5. Este o companie mare, este, în speță, cea mai mare bancă din România, o echipă de management sănătoasă, care a demonstrat în trecut că poate să obțină rezultate va demonstra și în viitor că va putea obține rezultat. Și atunci, dacă aș cumpăra astăzi la 31,5, pentru următorii 3 ani aș avea un profit aproape de 0. Asta înseamnă că compania astăzi, cum spun americanii, it's priced to perfection. Adică are un preț în piață foarte aproape de perfecțiune. Și în momentul în care prețul în piață este foarte aproape de perfecțiune, tendința este să se mențină la acel nivel. Mare atenție, asta nu înseamnă că prețul nu va continua să crească sub nicio formă. Dar astăzi, din punct de vedere fundamental, compania este aproape de perfecțiune, cel puțin când vorbim despre evaluare. Și atunci, la ce valoare ar trebui să cumpăr? Păi la 22 de lei, cum am spus mai devreme. Dacă aș cumpăra la 22 de lei, cu informațiile pe care le am astăzi despre companie, în următorii 3 ani aș avea un profit de 44%. Din nou, asta nu înseamnă că astăzi compania, sau de acum încolo, compania nu va mai crește în prețul pe acțiune, pentru că sunt foarte mulți investitori care vin și cumpără în continuare agresiv Banca Transilvania, din cauza faptului că în ultima perioadă a crescut atât de mult. Da? Sunt investitori care astăzi cumpără doar din punct de vedere emoțional. Se întâmplă des în piață să fie achiziții de genul acesta emoționale? Da, se mai întâmplă. Se întâmplă destul de des. Doar că tendința este ca prețul să revină la o zonă mult mai apropiată de realitate. Astăzi se investește agresiv în această companie. Din cauza aceasta, există în continuare posibilitatea de a crește. Și atunci, mai este astăzi un moment bun să cumpăr pentru mine? Adică eu aș cumpăra cu inima deschisă astăzi Banca Transilvania? Și în același timp te întreb și pe tine. Tu ai cumpăra astăzi cu inima deschisă Banca Transilvania la prețul de 31,5 lei? Pune-mi în zona de comentarii pentru că sunt tare curios. E bine, lucrurile stau în felul următor. Astăzi, din punctul meu de vedere, Banca Transilvania este scumpă. Este scumpă. Potențialul câștig pentru următoarea perioadă este aproape de zero. Nu o spun doar eu, o spun și alte companii de profil din domeniu. Pentru mine, astăzi, compania este scumpă. Scenariul 1 pe care noi l-am făcut când vine vorba despre analiză tehnică are șanse foarte, foarte mici să se întâmple. De ce? Pentru că, în momentul de față, nu există motive care să mă determine să cred că va începe o corecție. Mai mult decât atât, sunt foarte mulți investitori care vin și cumpără. Chiar și la prețurile de astăzi, chiar dacă potențialele câștiguri pentru următorii ani nu sunt cele mai ridicate. Însă, scenariul 2 are șanse mai mari să se întâmple, adică să se continue trendul pe care îl avem astăzi. În cazul în care nu se continuă trendul pe care îl avem astăzi și el este spart, atunci ia în calcul ca prețul să ajungă la 22 de lei, și în cazul în care se va ajunge la un preț pe acțiune de 22 de lei și eu voi începe să cumpăr agresiv. Banca Transilvania. Până atunci, pentru mine astăzi este mai degrabă o poziție de hold. Și dacă îți place acest video și l-ai găsit de ajutor, te rog, lasă-ți aprecierea apăsând butonul de like și am calcul să te abonezi la canal apăsând clopoțelul, astfel încât să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentat în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp, este posibil să deții în portofoliu personal, o parte sau toate activele prezentate în acest video. Și nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.